Așa a fost. Acum, Elianu se supere că dau secretele noastre. Oh, Deci ok. asta este top secret. N-am mai spus că toată lumea m-a întrebat de chestia asta și n-am mai spus, dar am spus. Elian era, nu știu unde eram acasă și îmi trimite mesaj. Zice, fii atent. Vă salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcastul Rale, acolo în chat, că o să pun cu premieră și lumea acolo. Hei, Andreea, Conacu, yay! Spargeți butonul de like, spargeți butonul de subscribe dacă sunteți noi, de toate, dați-ne tot ce se poate, share, tot. Noi suntem la a doua dublă și foarte cringe pentru noi, pentru că deja am mai vorbit 3-4 chestii, bine, 5 minuțele, nu mai mult. Pentru voi în această seară ați vrut, ați avut, am adus. Andreea Priviți! Corb. Priviți! Ta-da! Mai zi o dată, Andreea Corjuna. Andreea Corb. Ta-da! Băi, sunt Andreea Corbi alături de noi. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, la Jegosul Suprem și la... Andreea Corb. Așa, o să apară aici, tăticul pune acolo pe editare. Apăsați butonul de lichean, băgați acolo un cipsuleanu și pregătiți-vă de o discuție, că o să fie foarte, foarte frumoasă discuția. Și ca să revenim, să scăpăm de momentul cringe, o să-i pun Andrei prima întrebare, care nu e întrebare. Andreea, Da. descrie-te într-un minut. Mamă, gândul Pentru a tău. doua oară. Da. Sunt o persoană foarte muncitoare, îmi place să muncesc foarte mult, îmi place să gătesc, vreau să gătesc spre viitor, mi-ar plăcea să am un restaurant, sunt foarte pasionată de multe chestii și TikTok. Bă, vezi mă, că acum ai făcut-o mult mai bine. Că ai fost așa, gen, și la un moment dat erai și TikTok. În descriere acolo aveți și link-ul. Merită. Ai cel mai bun intro din România. Și am Ala zis, cu bună ziua! a zis-o, au zis-o trei oameni pe lângă mine până acum. Cine? Marius și doi Așa. prieteni de-ai mei. Și eu. Suntem patru deja care credem treaba asta. Care Că ai cel intro? mai bun intro, la modul cea mai faină introducere în clip. Ala cu bună ziua, astăzi facem. Da. Și cum se aude și pe filmare și ce prezinți tu acolo, cum începe cel mai ok. E Deci, fain. asta este Da, păi foarte frumos. te Mă agață bucur. clipul. Că până la urmă ai prima interacțiune, primele 3-4-5 secunde, dacă l-ai pierdut pe om, nu stă pe clip, corect? Da, foarte Aia și adevărat. contează. Boys, am lăsat pe Andreea, prima tipă care vine la acest podcast, am vrut fetiță neapărat, am avut noi un fail, a aflat și ea, a fost la modul... Puțin rău. Mă așteptam, băi, Conacu, da. A fost la modul, bă, dar știi că eu mă așteptam, tu ai Mă greșit mai mult. așteptam, Te așteptai, nu? Să facă treaba. O să discutăm pe parcurs, pentru că eu știu cum să vă descos așa. Și ultima întrebare, de fapt, ca să terminăm cu cringe-ul ăsta. De unde ești? Din Oradea, Din de când m-am Oradea. născut Mama, până acum nu-mi acum. place, mă, că uite, știi întrebările acum și le-ai luat până înainte, vezi? Eu ziceam născut, crescut, născută, crescută și tu spuneai da. Pare rău. Da. Câți anișori ai? 18 și 18 8 și luni. 8 luni, mă. Bă, cum să omiți 8 luni? Te face Nu, lumea nu le prea omit. puștoaică. O să vezi, am o Nu. întrebare acolo specială, o să te fac așa. Da, Așa, a pus ce? cineva o întrebare super, super. E funny, adică e ok, e pentru tine. Că pentru tine sunt întrebările până la urmă. Bun, o avem pe Andreea, 18 ani și 8 luni, Oradea, născută, crescută, vrea să plece în... Mie nu-mi Cluj. place Cluj, am fost odată în Cluj, nu... Cum să nu-ți placă Clujul? Ioi... Dar stai, tu unde stai? Eu stau în București. Dar nu A, sufăr de da, că, aba, da, aba, București. da, că am văzut pe story că ai zis că te-ai bucurit la Constanța. Ore 6 Dar, minute am făcut. și, în primul rând, cum ai reușit să ajungi într-o oră 6 minute? O să tai treaba asta. Am mers constant, dar am dat Nu ești și... normal. Păi data trecută făcusem o oră 26, știi, și nu mi-a convenit timpul. Și am zis A, că... da, groaznic timpul ăsta, nu. Da, Nu, e nu... foarte Bă, mă urât. bazez că mașina nu e neapărat o mașină, eu Skoda, îmi place mie, doar că... Ce Skoda? Skoda Octavia 2, 2009. Ce Adică am Skoda Octavia? e destul de vechiuță, are 11 ani deja, doar că are motorul schimbat la 80.000 și are vreo 240.000 acum, tot complet și bag bani mereu. Adică i-am schimbat uleiul acum la 7.000. Aoleu. Da, și uleiul se schimbă la 10.000, mă rog. Le-ai cu mașinile? Ok, nu mă așteptam să-și răspund la vreo Un întrebare pic, de-a. un Oh, pic. știe și ea un pic. Ea este gameriță, mă, nu mai e tiktokeriță, uite cum Nu apare, sunt cum o... gamerițe, nu sunt. Așa, a pus căștile doar ca să audă mai bine, corect? Da.
Da. Bun. Noi doi avem, să zicem, un subiect comun. De fapt, nu prea e comun, că eu nu depun atât de multă muncă ca ea. Depun pe YouTube aici. Suntem content creator, nu? Da. Ok. Ce îți place ție să te... Cum te vezi tu? Adică ești TikToker? Ești content creator? Ești... Cum te vezi tu pe tine? Foarte bună întrebarea. Deci eu când nu m-am apucat cu scopul să zic că în viitor sunt content creator. Era o glumă foarte amuzantă la mine în clasă. Deci eu m-am apucat teoretic pe Instagram. Eu pe Instagram, pe IGTV, când a apărut acum vreo 2 ani, am postat acolo videoclipuri de gătit. Și bineînțeles, colegii mei, dragii de ei, era, atunci a apărut melodia de la Five Gang, nu mai știu care, și că Sos. Avea versurile alea că te-ai culcat studente, te-ai trezit influenceriță. Da. Da. Și mie așa îmi ziceau fiecare zi: Andreea, te-ai culcat studente, te-ai trezit influenceriță. Dar eu atunci nu, asta e ideea, nu, n-aveam eu nicio treabă atunci, aveam poate 300 de vizualizări pe Instagram, deci nu. Dar era așa o chestie. Și plus că toată lumea zicea că în viitor sigur ajungi tu youtuberiță sau așa, deci era așa, na, inevitabil. Și când m-am apucat de TikTok, deci mi-am descărcat TikTok-ul ca tot omul. Dacă se pune, am avut și Musical.ly când a fost el pe vremea lui. Mamă. Dar a fost deșteaptă și mi-am pus contul pe privat să nu mai văd cringelele alea de videoclipuri cu dans. Și nu le mai văd nici eu. Pe Musical.ly când a fost. Eu nu l-am folosit, știu de aplicație, dar nu l-am folosit. Eu am folosit-o, eu eram foarte dansătoare. Dansai? Și... Da, dar era cringe. Și erau tranzițiile alea cu mâna. Era cringe. Păi și tu pe TikTok nu dansezi? Nu, dar tu nici atunci nu dansam. Atunci făceam și eu, nici nu mai știu ce făceam. Dar era foarte cringe. Asta atunci nu găteai, na. Da, asta e ideea. Ok. Și după ce a fost toată faza cu Instagram-ul, am tot filmat, doar că mie mi-era foarte greu, că trebuia să... Și acum editez pe telefon, dar editam pe telefon, nu știam să editez, erau videoclipuri lungi de vreo 10 minute și mi-era mult mai, nu știu, ciudat. Okay. Și n-am mai făcut, pur și simplu n-am mai postat. A apărut TikTok-ul, în septembrie am postat primul videoclip cu câinele meu, așa numai, și după aia, serios, am început să postez, cred că prin ianuarie-februarie. Anul ăsta? Da. Deci ești relativ beginner. Da. Deci eu cum am început, puțin, poate câteva săptămâni am fost așa, că nici nu prea postam, mi-era rușine, că nu voiam, era încă ideea că TikTok-ul e de copii, știi? Și eram, da, dar nu vreau, ba da, la început era ideea că TikTok-ul e de copii, Și nu voiam să mă filmez pe mine, așa că ba filmam pisica, ba filmam, am început să filmez și mâncarea, dar fără mine. Okay. Și după am zis că prinde și am zis că... că mă obișnuiesc, ce are? Deci nu era vorba că mi-eram camera shy, că nu eram, dar mi-era că, da, TikTok, aplicații de copii, mai ales că le-am arătat prietenilor mele și au fost toate gen... Ce? De ce faci asta? Care e ideea? Și nu te-ai descurajat? Nu. Nici, nu, de fapt, nu. Stai, mie mi se întâmplă fenomenul ăsta, gen... Acum încep și eu să... Ți-am zis, depun foarte multă muncă, stau minim 8 ore... 8-11 ore, este intervalul pe care îl petrec stând la calculator. Da, am făcut și boala gamerului, știi care, nu? Da, aia că stai... serios? Da, păi n-ai cum, inevitabil zi de zi stai, e prea mult. Bun, și am stagnat foarte mult eu, știi? Am stagnat foarte mult, știam rețeta. Nu voiam să cresc. Mă complăceam în situația asta mea, știi? Îmi plăcea că am 200-300 de oameni ai mei acolo mereu și nu aveam niciun plan definit al canalului, știi? Și eram, ok. Da, e ok. Merge. Și la un moment dat am zis, bă, stai un pic, că până la urmă din asta trăiesc, asta vreau să fac. Hai să dau drumul la treabă, să muncesc mai mult, să am grijă ce fac. Și încă sunt pe drumul, adică eu live-urile, dacă aș putea să renunț la înjurături, eu aș câștiga super, super mult din live-uri. Adică nu să câștig material, ci faimă, în ghilimele. Pentru că mulți copii mă evită din cauza asta și e normal. Și eu, pe de altă parte, chiar e ok că mă evită. Că până la urmă pot să-i învăț. Că am și niște chestii. Adică aici e la care băga sticla în gură. Eu, da. Și am început să cresc. Știi, și toți oamenii care mă cunosc pe mine din Pantelimon aici,
Era la modul, ia uite, și ce famă, vloggere, băi, youtubere, ce famă. Și au văzut așa, niște story-uri, niște de-astea, când mi-a mers super ok, am strâns bănuți, oamenii m-au susținut că am depus muncă și au văzut și ei că fac treaba asta bine. Și au început și ei cu dalea. Bă, ia zi mă, mă ajut și pe mine să fac și eu de-astea, să... Bă, dar cum, îmi faci și eu promovare? Și a, da mă, da, știi, zic, acum nu mai e. Și acum încep oamenii să-și schimbe părerea despre mine și culmea că am foarte, foarte bine. Eu încă rămân la ideea că n-ai cum să compari YouTube-ul niciodată cu TikTok-ul, l-a crescut, la fanbase, la... Pe În ce TikTok, sens? ai For You page, frate. E ai For You A, care te găsește și ai main eventul TikTok-ului. Acolo te deci, poți găsi. da, asta e foarte fain la TikTok și e o chestie că eu de aia și m-am apucat așa de devreme, tocmai că știam că o să-mi pare rău dacă nu mă apuc, că eu știam, deci știam că TikTok o să fie ceva mare, numai din cum e creată aplicația, cum zici și tu, deci modul în care ajung videoclipurile virale și cum merge totul, păi nu vezi, de astăzi până mâine poți să ai un videoclip la 1 milion de vizualizări așa. Da. Îi, wow! E destul să deschidă 1 milion de oameni aplicația TikTok și ei te-au recomandat și gata. E, pe YouTube, la voi nu știu, că vorbeam și cu Marius, nu știu care e duma, care e șpila, cum se ține cont de algoritm sau dacă e un algoritm, Este. la noi contează foarte mult watch time, adică dacă tu faci un clip de 10 minute și omul Da, se și la uită noi un minut. contează. Păi da, dar Contează. aveți 60 de secunde pe clip maxim, adică cât Nu watch. contează. Contează dacă Contează, poți deci, să... da. Da, și de câte ori se uită la el, asta e ideea, că dacă e scurt, contează de câte ori se uită la el, contează dacă se uită, o da și like, deci da, contează toate chestiile astea. La noi watch time, atâta contează. Nu like, nu No. comentariu, nu nimic. La noi contează cât de mult ai interacționat cu videoclipul, dacă A, ai uite, venit nu la el, dacă ai știam. intrat pe pagina de profil, da, deci A, contează, sunt deci multe practic chestii. și au cumva TikTok-ul e ca YouTube-ul. Au același algoritm în principal. Cu cât ține Da. omul mai mult pe aplicații, ei te recomandă Da. mai mult. Deci asta e beneficiul lor. Cu asta vor să te agațe. Da. Da. Și acum știu că s-au băgat și pe YouTube hashtag-urile, dar nu știu cum funcționează pe YouTube, A. dar la noi nu contează, așa e? Nu. Eu nu dau, oamenii nu dau. Hashtag-urile, da, se creează o categorie și dacă ai pus hashtag România, intră toate clipurile acolo. Și dacă cineva dă click pe hashtag-ul la România, o să Deci e ca apară... Instagram-ul, tot așa, Da, deci da, da. da, dar nu e la fel Da. de folosit. Dar la noi contează foarte mult hashtag-uri. Sunt mulți care erau acum pe TikTok o chestie că am postat același videoclip, unul cu hashtag și unul fără hashtag. Să vedem care ți-a apărut ție și care are mai multe like-uri. Nu e adevărat. E o controversă așa. E foarte adevărat. Hashtag-urile sunt foarte adevărate. Deci, hai să fiu sincer, dar eu, una, când vreau să mă inspir sau ceva, caut hashtag pe TikTok, de exemplu. Da, caut Da. hashtag mâncare, caut hashtag nu știu ce. Da. Dacă mă inspir să vreau să fac un duet la un videoclip din ăsta cu brânză sau ceva așa foarte satisfying. Și dacă cauți acum pe TikTok la mâncare, îți apar videoclipurile mele, pentru că alea sunt în top. Și îți dai seama Nu că știam tot asta. sunt oameni care intră pe hashtag-ul ăla și ai multă tracțiune de acolo, știi? Nu credeam asta, mă crezi? La noi, da, și așa e și Instagram-ul, la fel e și Instagram. Cu hashtag-uri? Mamă, am trăit în minciună, mă. Da, e foarte adevărat. Mamă, mi-a dat un mindfuck așa. Adică știam de hashtag-urile alea, dar cum e for you ăla, f, y, foi, a unii au A, scris for alea, you. asta e ideea, trebuie să știi ce hashtag-uri pui, că dacă pui for you, cine nu caută nimeni? Degeaba ție când cauți for you, îți apare care, știi tu, 4 milioane de Da. vizualizări, nu știu ce. Nu, 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 alea îți gen cum vin videoclipurile, dar trebuie să pui ceva relevant, de exemplu, eu îmi pun top hashtag de la mine, TikTok România, România, mâncare, nu știu, pisică, Dar nu spui gătesc, hashtag ăsta cu tine? să pun Adică hashtag cu Andreea mine. Corp, da, să-ți faci un ăsta. Mi-am făcut odată un hashtag, îl foloseam, dar doar să văd care videoclipuri, deci pentru mine, numai să văd care videoclipuri de ale mele merg mai ușor, că mi-era mai ușor să le văd așa. Dar, uite, bună idee, nu, n-am zis să fac, că, nu știu. Bună idee! Eu nu ți-am zis, eu sunt nou întreba, bine, nou întreba asta. Mă uit pe TikTok de foarte mult timp, aproape de când a apărut asta. Și culmea, eu aș fi putut cumva, dar am fost
cumva lene și eu. Puteam să reușesc și eu pe TikTok cu dansurile mele. Da, asta e de aici. Pe TikTok e foarte ușor să reușești. Eu am dansat, am fost coreograf. Adică aveam, da, aveam tot ce-mi trebuia. Bine, m-am lăsat acum de am plecat pe 5 ani, dar mișcările tot le-am, adică le scot la iveală, da, dacă da. E. Doar că îți dai seama, am fumat, șpriț, oboseală, dar un dans pe TikTok acolo tot îl făceam. Dar mi-a fost așa târșă mereu, adică tot la fel, uite, na, am văzut-o și eu pentru copii cumva. Da, acum, asta e faza. Vezi, am ajuns să-ți dau dreptate cumva. Și puteam să fac treaba asta, dar n-am făcut-o. Leneș și... Asta e faza. Deci leneș. Eu știam că o să-mi pară rău și băi, când a venit carantina, am fost foarte... Deci am fost demoralizată total, în sensul că eram cu bacul. Și mi-a lovit groaznic, dar... Știam când garantez toată lumea stă pe TikTok și atunci da, postam 6-7 videoclipuri pe zi, deci hai. Și acum se vede diferență. Bine, s-a schimbat și algoritmul în ultimele 2 luni, dar față de carantină și față de acum merg mult mai prost videoclipurile. Păi nu mai folosește lumea atât de mult TikTok. E adevărat, păi dați-mă, toată lumea stătea în casă. Eu și eu stăteam numai pe TikTok. Acum s-a ocupat, la lucru, la sală, la... Ah, da, mi-ai zis că lucrezi. La ce lucrezi? M-am angajat ajutor bucătar la un restaurant. Și? Îți place? Da. Bine, am mai lucrat în vara când am avut 16 ani la o cofetărie-patiserie și mătușa mea mai are laborator de prăjituri și de acolo eu știam multe chestii și așa am ajuns eu să pot să fac comenzi dincolo. Asta așa, da. De unde pasiunea asta pentru gătit la tine? De unde ți-a venit chestia asta? Păi, dacă o luăm așa, toată familia mea gătește. Deci am, asta zic, o mătușă colaborator, bunicile, cealaltă mătușă face în sat, cunoscută pentru prăjituri, mămica mea, tăticul meu. Dar cred că de acolo a pornit tot când a început să apar la televizor MasterChef. Vai, și mă uitam la MasterChef, dar nu mai puteam. Și da, cred că de acolo mi-a apărut. Bă, ok. Care e rețeta ta preferată? Ce ai gătit cel mai des? Ce îți place să gătești cel mai des? Eu tot timpul zic că mă întreabă oamenii care e mâncarea mea preferată sau rețeta mea preferată. Eu zic, nu am una, că e să o mâncauă. Nu pot să aleg numai una. Îmi plac toate. Dar cred că cel mai des, așa, la viața mea, am făcut... rețeta ta preferată, nu mâncarea preferată. Nu contează, că și rețeta de făcut de ăsta, da. Tot eu o mănânc apoi. Ah, ok. Dar cred că clătite am făcut, că clătite, cine nu mâncă clătite? Eu clătite fac cât vrei. Dar rețeta cea mai complicată? Cea mai complicată? Stai să mă gândesc. Rețeta cele mai multe bătăi de cap care te-a ținut acolo... Știu că am făcut acum, stai să mă gândesc o secundă, ce am făcut foarte complicat. Naiba, deci eu stau cu memoria foarte prost. Lasă-mă un minut să mă uit așa, okay, pe TikTok, da, așa, naiba. Jur că... Deci eu cu memoria așa cel mai complicat, ce am făcut? Am un ultimul tic, știu că am făcut acum ceva de mă enervat rău. Te-ai enervat? Ce-am putut face? Gata, știu. Deci eu de obicei fac, de aia asta ce încerc să fac pe TikTok, rețete simple, pentru că nici eu nu știu ce să învăț și eu să le fac și se pot să facă și oamenii. Dar eu iubesc pavlova, nu știu dacă ai mâncat prăjitura pavlova, deci îți sugerez din toată inima mea. Deci nu, e bucată de rai, deci te rog să mănânci măcar o dată în viața ta. Și când lucram la patiserie cu fetăria aia, deci mâncam cât mâncam pavlova. Și acum Elian, îl cunoști pe Elian, crede, pe TikTok, care face torturi. Aolo, stai că urma să te duc eu acolo, lasă că te duc eu acolo, mamă, eu... Bine, așa. El m-a provocat să fac pavlova. Oricum eu voiam să fac și el m-a provocat și după bac, i-am zis după bac, fac. Vai, și am stat o seară întreagă să o fac. Și a ieșit, super bine, a ieșit exact cum trebuia și am fost... foarte fericită. Bun, hai că tot suntem la subiectul ăsta, că după aia se întreb ce am eu de zis. Băi, tu zici de băiatul ăla că mi-a apărut la un moment dat tu cu cineva pe For You. Da. Un tip care zgătea ceva pentru tine, dar la un moment dat am văzut, v-ați întâlnit face to face? Nu.
Eu am văzut, dacă nu țin eu minte, ceva tren că a plecat, nu? Da. Deci, așa a fost. Acum, Elian o să se supere că dau secretele noastre. Okay. Deci asta este top secret. N-am mai spus, că toată lumea m-a întrebat de chestia asta și n-am mai spus, dar am spus. Elian era, nu știu unde eram acasă, și îmi trimite mesaj. Zice, fii atent, mă duc undeva cu trenul, dar mi-a venit o idee să fac un videoclip, să spun că vin la tine la Oradea. O să fie un videoclip foarte drăguț, dar la final zic că am luat trenul greșit, că el de fapt mergea altundeva. Da. Și eu am zis, băi, cum eram chiar la început cu Elian, nu ne cunoșteam încă bine, n-am știut care e ideea, zic, Elian, numai să nu zici ceva prostii sau să faci ceva chestii, în rest tot e ok. El, nu, sigur. Oricum ți-l arăt înainte. Mi l-a arătat, cel mai drăguț videoclip posibil. Eu nu știu, cred că are și aproape de 1 milion de vizualizări, e foarte drăguț videoclipul și eu tot mă uit la el și zâmbesc. Da. Și așa o decurs chestie, dar nu ne-am întâlnit, el mergea altundeva, m-a că a fost un videoclip foarte drăguț. Dar cum s-a creat duo-ul ăsta? E un duo. Și cum s-a creat? Eu îl urmăream, deci eu, creșterea mea a fost foarte rapidă, deci am crescut în fiecare săptămână, timp de câteva luni, 20.000, în fiecare săptămână. Și eram foarte mică, la 60.000, poate, nu știu care a fost faza și... Foarte mică la 60.000? Eu... Ok. Bine, păi față de acum, da, față de acum eram mică, mă refer. Și eu îl urmăream pe Elian, mi-l plăcea, el avea 100 și ceva de mii. Și am zis, vai, Elian, oh my god. Și într-o zi mă trezesc cu un duet. Nu, cu un videoclip în care a menționat Elian că nu mai ții minte ce spunea el acolo de mine, că ce drăguț, el face torturi, eu fac mâncare împreună, nu știu ce. Și când am văzut, zic, ce? Văd bine? Și am făcut și eu duet, am vorbit după aia, nu știu ce, și mi-a zis că tot am vorbit, zic că îi place ce fac eu, îmi place ce face el și am rămas mască, zic, de unde până unde tu m-ai găsit pe mine? La vizinie, ok, ok. Bun, el de unde e, din București? Da. Ah, ok. Bun, deci așa porni toată nebunia asta și țineți legătura în continuare. Bun, ieșim din sfera asta că am aflat Elian. Eu nu știu, doar am văzut pe For You legat de tine ceva, știi, tocmai de-aia. Nu sunt fan, adică neapărat mâncare și asta, dar când mă prinde ceva rămân acolo. M-am uitat, am dat vreo 40 de scroll-uri la tine câteodată când... Da. Intri pe profil, bine, nu neapărat pe sunet, că e sunetul tău. Dar dai swipe-ul ăla și intri și ia ce gătești. Știi, la un moment dat ești așa. Fai niște mâncăruri, bă. Ți-am zis, ai intro-ul ăla bun. Tu ți-ai făcut cont de YouTube? Mai parcă mi-am făcut o dată când postam eu pe Instagram și am încercat să postez, dar cum eu filmez pe telefon, se vedea... Nu știu că ai observat, sunt foarte mulți TikTokeri care migrează acum din TikTok în YouTube, dar și invers. Da. Sunt câți... Mi se pare normal, pentru că nu știu dacă ai auzit... TikTok-ul s-a interzis cam acum vreo 3 săptămâni în India. India fiind pe locul 2 ca utilizator și ca popularitate a TikTok-ului. După? Ok. Ce? Care e pe primul loc? Cine e pe primul loc? America. Ah, ok. În care s-a interzis acum. Și în America? Da. A rămas toată lumea mască. Eu am zis, acum vreo 3 săptămâni când s-a interzis, am citit că Trump vrea să interzică și în America și am zis, chiar am făcut o colaborare, un videoclip de așa de mulțumire pentru fanii noștri, cu mai mulți oameni și nu o să dau nume, dar cei mai mari TikToker de la noi din România zic că, mai, asta e așa, nu o să interzică, zic. Eu ți-am spus ce am văzut, ce am citit în presa Americii, nu? Eu nu știu cine e, dar poți să-mi numești un top 3 TikToker din România, adică gen după numărul de followers? Că nu știu, de... Top 3? Da, un top așa, de... Top 3, deci știu din ce am așa, fără deci să fim 100% corecți, știu că este un băiat care a făcut, deci e foarte greu să faci tranziția pe America, să ai vizualizări de America. Alex Triff, băiatul ăla? Nu. Și el, dar nu el. Okay. E un băiat blond care face tipuri de băieți la școală, tipuri de fete la școală și are peste 1 milion. A făcut foarte bună tranziția pe America și are vizualizări de America, asta e faza. Și Alex Triff, acum că zici, știu că îi mai e Cristina Almășan, dacă zic bine, care are mulți. Andra Gogan. OG-ul tuturor, da, Andra Gogan. Și cea mai hateriță, hateriță, nu? Nu da. Hateriță, că nu e hateriță. Hate. Da, păi ce să faci acum, da. Ce părere ai de ea?
Mie îmi place, deci se vede că muncește până la urmă, numerele alea nu sunt acolo degeaba, are multe idei faine. Își asumă că face content pentru copii, frate, asta e, eu cred că asta e bine. Și hai să fim sinceri, faptul că vocea e subțire, ce poate să facă, ce poate să schimbe, nu? Îți asumi până la urmă și asta este, te mândrești cu ce ai că ești diferit și uite unde ai ajuns. Cum ai și Vlad... Vlad Neamțu, dacă știi, și el are așa vocea foarte subțire și băiat. Și el e așa foarte uneori controversat pe TikTok pentru că deci are vocea de Mickey Mouse. Da, și pe cine îmi plăcea mie, urmăream la un moment dat, dar n-am mai văzut despre el. Pe tipul ăla care zicea chestii și făcea la final. Cu plăcere! Da, și eu mă uitam la el. Băi, mă uitam doar pentru partea aia, mă. Și la un moment dat era am văzut fain. Un clip în care nu a zis treaba asta și eram... Am intrat la el pe profil, am dat pe următorul, zic zi mă, cu plăcere, știi? Dar nu am mai văzut nimic de el. Bun, deci s-a interzis și în America, nu știam treaba asta. Da, deci ci că așa, bine, asta se dă în presă, nu știu dacă chiar așa e sau are mai mult legătură cu războiul, știi tu, America-China. Dar știi că TikTok-ul este o aplicație chineză și ci că ăștia de la TikTok ar fi vândut guvernului din China informații despre americani. Și bineînțeles, tot războiul ăsta Trump-China... Trump nu-i de acord și îl interzic. Da, și acum, și că vor să-l interzică și în Australia. Deci, nu știu dacă e așa de... Dacă s-au pierdut top 2 țări ca utilizatori... Îți dai seama. Bine, că pe content creatorii români, până la urmă, că bine, era o posibilitate, te vede cineva din afară, dar până la urmă, targetul ăla e când vorbești în română, ești cu români, știi? Românii sunt numai target. Dacă nu faci ceva să poți să prindi vizualizări pe America. Și stai un pic, gen, eu știu că deci nici creatorii din America nu mai pot să posteze? Nu. Momentan încă merge, dar dacă te uiți la cei mai mari creatori, ori s-au apucat de alalteri cam așa, să din nou să spună ca acum vreo 3 săptămâni când au anunțat că o să ăsta, că să ne dați follow pe Instagram, pe YouTube și să-și posteze, știi că schițele alea pe care le poți avea, să-și poți din schițele vechi, că ce să mai fac apoi cu ele? Deci, I don't know. Mamă, eu m-am gândit direct acum direct la Charlie. Mie îmi place mult tipul ăia. Îți place? Da. Deci cât noroc să ai la viața ta să dai de așa ceva, doamne. Adică? Păi tu îți dai seama, eu am ascultat odată povestea ei, cum a ajuns ea. Nu știu. Și zicea că... Nu știu, cum ea dansa de când era mică, prietenele ei care o foloseau TikTok o puneau să învețe dansuri, să le învețe apoi pe ele. Și au postat așa un videoclip cu prietenele ei, a ajuns viral și și-a făcut cont. După vreo 10 videoclipuri postate, au postat un videoclip, cu Renegade? Un dans. Nu, cred că nu, cred, mai înainte, cred că a fost, nu cred că a fost Renegade. Nu știu sigur care a fost clipul. Și o să s-a dus la lecția de dans câteva ore, când a venit înapoi, a deschis telefonul, bum, gata. Și de acolo, și ăsta e norocul ei. Că să ai un videoclip viral și eu am avut, să ai 1.000.000, 2, 3 de vizualizări. Dar să ai fiecare videoclip de acolo încolo, o să nu mai ai avut un videoclip care să nu fie viral. Ăla e norocul. Mamă, măcați ești gura ta. Da, mă, dar și are și carisma, are și... E fain. Ăsta e adevărul, dansează bine. Da, da mă, ce... E faină. Era la un moment dat un duel de ăsta mai... Nu știu, mai ascuns așa cumva sau... nu ziceau ele, dar a fost un duel, o competiție între ea și Edison. Crezi? Probabil. A fost. La un moment dat a fost și vorba că Edison era prietenă cu sora lui Charlie, cu Dixie. Și... Și cumpărăm acum încep... că vorbim de o telenovelă. Da, nu știu ce a fost acolo, dar îți dai seama, locul 1, locul 2, da. Bă, mă bucur că a bătut-o, că bă, a câștigat Charlie, mă, e cea mai urmă, cea mai urmă nu? E locul 1, da, numărul 1. La un moment dat era și băiatul ăla care venea din YouTube, Zach King, știi, cu... Da, el cred că ori... E acolo, s-a apucase tare și Jason Derulo. Da, Jason Derulo e foarte fain acum. Și vezi ce deștept a fost și el. Deci ce a crescut și lui. Păi n-are acum melodie în Apple Music top 2. Da? Din cauza asta. Ăla cu Savage Love. Da, okay. Aia. Am înțeles. Bun, deci ai zis că YouTube, n-ai migrat în YouTube. Îți dorești să migrezi în YouTube? Să te duci în zona asta? Da. Și care e chestia, domnul, știi despre mine tu? Și mi-e place să gătesc. Serios? Bă, am gătit, cred că
toate prostiile. Și ce mi-am mâncat mie zilele? Bine, pere în sos de vin roșu, aia mi-a plăcut cel, aproape cel mai mult, am gătit, mi-a plăcut. Nu pot să zic. Să-mi faci și mie, okay. Să-mi faci și mie. Dar am încercat... Că eu m-am dus unde? La Cluj, la Cetățuie, la nu știu ce restaurant foarte scump, că abia ne-au lăsat să intrăm acolo și am mâncat și o pere, dar în vin alb. Și am crezut că e un pișar, deci a fost, a fost, nu, deci a fost, am zis, stai, pe asta am dat, ce e asta? Și când am venit înapoi, toată lumea, vai, ce-ați mâncat, cum a fost? Noi, bineînțeles, ce să spune că a fost un jeg? Am zis, a fost foarte bun, a fost o delicatesă. Așa că dacă tu știi să faci ca lumea, fă și mie, să știu. Bă, și eu. Bă, sunt bune, eu cred că mi-au ieșit ok. Dar am făcut, uite, între cele mai ciudate mâncăruri pe care le-am făcut, cartofi acordeon la cuptor. Cu, deci să-i tai așa, dar nu tot, și să pui între fiecare felie de aia cu cașcaval și cu șuncă. Ce bune ăia, măi. Am gătit și ceva pui cu curi, nu știu cum să zic. Da. Mâncare de indieni, l-am aruncat cu orez nou, da, bă, deci nu. Ești priceput deja despre ce vorbim. Bă, îmi place, dar nu țin minte, am început să țin minte și eu ciorbele, să știu să le fac. Ce am gătit așa? Pisicuri, nu prea mă având că nu are cine să mănânce la mine. Pere în sos de vin roșu. Aia am făcut-o eu, că am văzut eu că... Dar îmi place să gătesc. Și culmea, am abandonat puțin ideea asta. O să fii surprinsă. Vreau să mă fac bucătar, încă vreau. Mă bucur. Dar nu pot să țin minte rețetele. A, vrei să spune ceva amuzant. Deci am început lucru acum două zile am fost deja la lucru, atât. Și eu, hai, la noi nu o să spun numele restaurantului, dar e un restaurant foarte fițos de la noi din oraș. Și eu bucuroasă că am avut pile să mă bag acolo. Îmi vine bucătărea asta, nu știu ce, și îmi țipă o carte așa groasă în fața mea. Zice, uite, dacă vrei să tragi așa un ochi peste rețetar. Și eu deschid aia și mă uit și zic... Astea trebuie să le știu din cap să le fac? Zicea, da, da, o să le înveți tu. Zic, asta? Mamă, și ai luat acasă? Când am văzut, nu, ce să iau acasă, dar în două zile, deci nu sunt proastă, dacă îmi spui o dată, îmi țin minte. Am început și deja știu să fac foarte multe, că, deci asta cu rețetele și mie mică, sunt multe. Nu le țin minte, frate, nu pot să le țin minte, dar îmi place super. Îmi place și de ce, că iese de mâna mea acolo, gătesc eu, fac eu, e sentimentul ăla și mai vrei și reacția omului, știi? Și e... Da. Și doamne arată, știi ce, eu pornisem o serie, Ceaunul lui Conacu. Ceaunul? Da. Ce fain. Pe foc de lemne, direct ce-a untat. Și mi-a plăcut foarte mult ce-am făcut. Mi-a plăcut la ce-a unt. Sunt pe grătar și pe ce-a unt. Sunt tank. Pe unde plec, gătim ce-a unt, grătar. Rață la ce-a unt. De-aia vreau și eu. Cuva nu, și eu vreau. Nu se compară cu nimic. Băi, nu, crede-mă. Mă treci pe listă. Deja ai două deci să-mi faci. Pachet direct, n-ai. Știi cum e? Vai. Deci cu furculița iei și... Vai, taci. O să ne înjure lumea cu... Oamenii sunt pe premieră. Chiar vă salutăm de pe premieră. Clipul apare cu premieră. Bă, mamă. Știi că mi-a venit și mi-a apă în gură acum. N-am mai gătit de mult. Ultima rețetă pe care am făcut-o, nu știu ce am făcut eu. Am făcut ceva rapid. Cordon bleu. E bun. Da. La mine, dacă mă întreb, cordon bleu e mâncare de revelion. Dar tu ai observat că eu zic cordon. Eu nu zic cordon bleu, eu zic cordon bleu. Păi se scrie cordon, dar eu zic cordon bleu, cum îmi iese? Da, gordon e... Lasă-o acolo. Bun. E Andreea Corb aceleași Andreea Corb dinainte de TikTok? Ca persoană? Da. Da. Tot timpul am spus că acum prietenii mei mai zic, cum ești vedeta, că zic nu, sunt aceeași persoană, pot să am 1 milion de urmăritori, sunt exact aceeași persoană, nu sunt tipul de persoană care să-mi iau aere, să mă, nu. Și eu sunt la fel, eu iubesc, a început să-mi placă și e super wow când vine cineva să facă o poză cu tine, când te recunoaște cineva, e super. Deci nu s-a schimbat nimic la Andreea. Nu. Bun. No. Faci față la interacțiunea cu publicul? Cu mesaje, cu fani, cu... Da. Faci adică...
Deci, la mine a fost ideea că a fost bacul și a trebuit să iau o scurtă pauză, că nu am vrut să-mi bat joc de viitorul meu și am zis că trebuie să fac chestia asta. Și am, să spun, am rămas în urmă, deci am încă 99 plus pe Instagram acolo la mesaje, dar dacă te uiți la, pe TikTok, la orice videoclip de-a meu, vezi că acolo îți răspund la comentarii. Acum, dacă sunt comentarii de acum, la videoclipuri de acum o lună, da, nu mai răspund, dar când postez jumate de oră, acolo sunt comentarii, răspund și da, deci eu răspund, chiar și mi se pare urât să nu răspund dacă ai ocazia. Bun. Ești satisfăcută de ce ai făcut până acum? De ce ai reușit pe TikTok? Da. Ai N-aș fi crezut că o să reușesc. Ai schimbat ceva la tine? Pe TikTok. La ce am făcut pe TikTok? La ce ai făcut, la ce faci acum? Ai schimbat ceva? Poate acum mi-e mai greu să postez că sunt atâtea chestii și am fost foarte prinsă cu multe și mi-ar plăcea să am din nou timpul ăla din carantină, de dimineața până seara să filmez și să editez și că se vede, deci se vede pe content că nu e același lucru. Dar ce editezi? Eu asta te întreb. Ce editez? Da, că eu am impresia, gen, sunt scurte clipulețe pe parcursul rețetei. Da, dar... Sau tu o filmezi toată și... Îmi ia mult să editez, pentru că eu filmez în camera telefonului și după aia trebuie să le editez, trebuie să le scurtez, trebuie să le pun în 60 de secunde toate și de multe ori sunt videoclipuri care au imagini de 20 de minute. Și trebuie cum căcat faci 20 de minute, un minut. Da, da, da. Și voiceover-ul ți-a, apoi că tu în voiceover știi cum, așa începi. Până ziua astăzi face gură de blu, hai, și trebuie să-ți iasă toate într-una. Și dacă nu spun de 10 ori și tot mă încerc, cum ai făcut la început chestia cu mimica, și eu, hai să iau să iasă toate. Păi trebuie să te stai aia. Și că prima chestie cum interacționezi cu omul, vezi când ți-am zis eu? Bun, fii atent aici. Ne întoarcem în timp, facem așa și suntem în ianuarie 2020. Spune un sfat lui Andreea Corb din august 2020. Dă-i un sfat din tot ce ai învățat tu din TikTok. Să dă-i cu postatul înainte. Dă-i înainte cu postatul. Lasă că nu contează că o zis cineva că oricum nu-mi posta, dar mă refer, știu că e aplicație de copii, dar dă-i înainte, mami, că o să fie multe. Ok, o să te aud, o să te aud, să vezi. Bun, hai să o luăm și pe partea altă. Mamă, cât de repede a trecut timpul. Ai un top 3 preferat al tău pe TikTok? Te referi ca TikToker sau ca videoclipuri? Ca TikTok, top 3 oameni preferați. Cine îți place ție de pe TikTok? Fă-mi un top 3. Top 1 e un tip care tot așa amator gătește, dar e din America, îl cheamă NEWT. Dacă ar fi să zic din România, îmi place foarte mult, stai să mă gândesc, cine mă uit? Nu, pe top 2, tot așa e ceva american care face daily vlogs cu câinele lui și mi se pare foarte amuzant cum le faci și așa. Deci contează mult cum vorbești și așa. Și hai ultimul să fie român. Cine-mi place? Hai că nu mă gândesc, da, e balanță, nu pot să decid nici 900 de ani. Balanță? Da. Ok. Stai, mă gândesc. Cum a făcut ea? Că mă gândesc că dacă zic de unul, apoi zic că cineva, că de ce să nu zic? Dar nu contează, mă, zic ce-ți vine acum. Ce să zic? Hai să fie Elian, că mie îmi place de Elian, să fie Elian. Cum putea să nu fie, mă, fix el? Bun, ai avut beef-uri pe TikTok până acum? Certuri? Nu. N-a căutat nimeni deci ceartă pe tine? Poate că au căutat, dar eu nu caut să mă cert și nici nu sunt interesată. Răspunzi la comentarii de hate? Dacă e ceva la care chiar trebuie să răspund, adică e o întrebare sau ceva neînțelegere, eventual răspund, dacă nu doar apreciez videoclipul să vadă că l-am văzut, comentariul să vadă că l-am văzut, dar nu mă iau în gură cu nimeni, că n-are rost, nu-mi pierd timpul. Eu înainte le dădeam hide, le ștergeam. Aoleu. Eram mamă să fiu feng shui, nu vrea să vadă nimeni. Și acum sunt, bă, e părerea ta, știi? E normal, nu poate să te placă toată lumea. Adevărat. Nu poate să te placă toată lumea. Cine ți apare cel mai des acum pe For You? Cine mi apare cel mai des?
Acum, nu e o persoană, îs videoclipurile alea două. Unul cu melodia cu Mipan, Zuzuzu, o urăsc, și alea cu... Cerealele, așa. Da, și ăla cu... Melodia că împinge camera și după aia dansează. Eu nu știu cum e. Ah, da, cu Marry Me Juliet, nu știu cum. Ah, ok. Okay. Alea, zic, da, oameni, așa oameni ca persoană. Care, oameni. Îți dau nume de TikToker și îmi dai păreri? Și da, unde hai. Nu vrei, unde nu vrei te abții. Da. Da? Bun, vreau să-mi zici părerea ta sinceră, că vreau să încep cu treaba asta cu preferata mea. Charlie, părere sinceră. Mie îmi place de ea, se vede că muncește, e o dansatoare foarte bună și eu o respect pentru ceea ce face. Edison. Ea e așa mai de vârsta mea, e mai mișto, e mai... hai să zicem că Charlie e mai mică, dar ea e așa mai pe mood-ul meu. E faină fată, n-ai ce să zici. E faină. Ne. Alex Triff. Băi, îmi vine numele, eu așa l-am reținut. Da, cu tranzițiile. Da, nu-l cunosc personal, dar la noi în România nu știu pe nimeni care să facă tranziții ca el. Wow. Deci, da, wow. Confirm. Da. Și cât să stai Andra la Lugan. Ele... Mie mi-o place, na. Mie mi-o place și face videoclipurile alea și ei cu tranziții sau cu... Că stai cu perna... Cu excursiile alea. Da, mie îmi place, ce? Okay. Și se vede că muncește, na. Ok. Marius Mălăigrec. Îl iubesc. Îl iubesc. Deci Marius, dacă vedeți videoclipul ăsta, pe el îl iubesc, am vorbit cu el de multe ori. Bă. Îl iubesc, e cel mai frumos băiat. Da, îl iubesc. I-am dat mesaj să vină la podcast, că o să aibă timp să vedem când, dacă o să răspunde. I-am stat de ceva timp mesaj. Știu că e foarte așa. Marius Elisei. Deci Marius Elisei de aici, vecin cu mine, mi-l place. Îi, și când are și el accentele astea ardelenești, când vorbește cu frate său și cu maică. Și te bate Dumnezeu, sau cum zice da, el. Te da, vede Dumnezeu. Da, bun. Băi, eu nu știu dacă am reținut bine numele. Mă rog, Cosmin Popa. Da, Cosmin e foarte fain. Deci Cosmin și Mirandolina Dorina, și ce costume da, mai face el, e foarte fain. I-am și spus, deci nu ne știam, dar i-am scris eu un mesaj doar așa, zic, băi Cosmin, eu nu ne cunoaștem, dar te ador. Și îl respect pentru faptul că nu are inhibiția aia de, măi, mă fac da, față da, el, pe el, videoclip. Păi stai un pic, nu e vorba de doar de asta, dar el e timid, eu l-am văzut pe un live, el e cu minte, bine, probabil da. E foarte copil. Bă, da. Da, și eu de asta zic, eu îl respect pentru faptul că trece, că știu că are, sunt destui oameni care zic, ce faci, care-i faci, ești băiat, te faci... Chiar eu nu înțeleg că e o glumă și până la urmă e un artist care reușește să facă chestia asta. Te așa să-ți arăt ceva. Arată. Deci, dar de unde-i părul ăla? Extens, tot. Cum ți-a pus extens? Vai, dar ești pe tot. Dar vezi că avea machiaj? Tu nu observi cu ruj, cu... E, da, păi da, ești bengos. La mine așa se spune, eu așa spun la mine pe TikTok, cel mai bengos. Ești bengos rău. Bă, deci nu, mă. Simplă ești. Crede-mă, ba, dar știi cât... Și cât de dureros e să-ți bag... Mamă, eu nu știu cum... Ia să noi intrăm în discuția asta, că noi trecem prin mult mai multe de atât. E, da, am avut și eu, m-am băiat fiind, am zis odată, băi, ce să plâng, bă, de epilări, de-aia am luat și eu benzi de alea odată. Cea mai... Nu, deci, Doamne, faceți orice altceva. Bun, să continui cu... Cu asta ai intrat aici la mine, la oamenii mei pe care urmăresc, că eu vreau pe ei să-mi zici păreri. Că n-am mulți, am 23 de oameni. Bun, Marius Stelcean. Stai. A, știu cine. Deci, la nume eu stau prost, da. Ungurul Bulan. Mi-e place. E amuzant, deci eu îl știu de mult timp, de când făcea videoclipurile alea pe câmp cu tractorul. E fain. Alexa pe Florentina. Alex, nu știu. Tipa Alex. Blonduță, care a fost cu Marius Elisei la mare. Da, deci cu numele stau prost. E frumoasă.
ca fată e foarte frumoasă, nu o cunosc personal, dar îmi place. Mai am doi oameni. Ioana Pătrașcu 25, dacă nu știți, aduc aminte. Tipa cu bigudiriu în cap care a făcut clipul ăla cu să înceapă piesa, să cânte prin... Nu știi? Nu știu. Arată-mi eu. Stai un pic, că ți-o arăt acum. Cred de văzut, cred că o și știu, dar nu sigură și nu vreau să zic prostii. Acest cont a fost blocat din cauza mai multor încălcări ale regulilor comunității. Contul ei? Da, Ioana Pătrașcu 25. Ea intră. Hai să căutăm pe Instagram. Da, da, am vrut să zic că ea, dar n-am fost sigură. Stai că ți-o arăt, stai. O lua ban? Eu n-am mai văzut, ce drept de mult pe TikTok, da. Dar... asta? Uite-te. Da, când făcea chestia aia. Nu știu, chiar a luat ban? Da, uite, gen Ioana Pătrașcu, dacă intri... Da. Na, bun, și ultima rău. Persoană la părere, Avani. A, da. Mi-o place. E foarte frumoasă, mi-o place. Și tu faci alea cu clovni. Cum să te machiezi așa? A rupt. Bun, ce crezi despre treaba asta cu promovările? Că pe toți vă întreb treaba asta. Ce crezi? Ai văzut, uite, mi-apare... Oamenii ăștia săraci mi intră numai cu ei în gură, stau vorba aia. Mie mi intră pe For You în ultimul timp, de fapt de ceva timp, Mirciulică Gordon cu Antonella, cu când se ceartă, nu știi? Nu. Nu ți... Băiatul care face exact ca Nelson, aoala tie tata, că e gunoier, el că nu știu ce. Și face clip de la, dă drumul, pune melodie și face, fac și o promovare aici, dați follow. Nu știu. N-am eu apărut niciodată. Sau nu știu. La tipa Antonella, zice cineva, fă și mie o promovare, Anto, mă rog. Ia dă, gen, răspunde la comentariu video și pune o melodie și face așa. A, dar nu știu. Ce părere am? Deci nu le știu videoclipurile, dar... Nu despre ei, despre promovări. Ce părere am? Sincer vorbind, eu fac promovări așa doar de pe live-uri. Adică dacă trimiți nu știu cât, îți fac duet la videoclip și de obicei eu le spun promovări pentru că în general au 300.000 de vizualizări duetele astea. Dar ce? Așa un pic, am văzut că ai făcut azi, zic, cu terminați ideea, scuze. Așa, nu știu, mi se pare normal că îți strici, adică e contentul irelevant, nu. Bun. Adică depinde ce faci. Am văzut la urmă că faci live. O să te întreb chestia, dacă vrei să ne răspunzi la ea bine, dacă nu i-alegi bine. Făceai live mai devreme când mi-ai răspuns, eu m-am trezit și mi-a spus fac live pe TikTok, am intrat și eu, dar eu fix când am intrat, când ai închis. Și mi-a apărut acolo ceva cu 825 de monede. Da. Ce înseamnă aia? Bani. Bun, ăia sunt bani. Mi-a explicat și Marius, că a fost primul TikToker, și mi-a explicat și el în mare parte așa, dar uite, la tine am văzut prima oară, că el nu mi-a explicat așa de mult. Ai făcut 825 de monede, da? Da. Monedele alea, gen, cum se cuantifică în bani pentru tine? Le primești pe PayPal? Da, le primești pe PayPal. Bun. Dar TikTok-ul e javră la chestia asta, pentru că tu primești o cantitate foarte puțină din cât îți donează oamenii. Deci, procent. Mai puțin de jumătate. Nu știu exact să zic în procent, dar foarte puțin. Vezi că noi puțin dăm 45% la YouTube. 45%? Da, adică jumătate, da, aproape. Deci, jumătate. Nu știu cât să zic, dar puțin. Deci, dacă m-aș uita acum... Bun, și oamenii îți dau chestiile alea gen doar ca să te susțină sau, uite, de exemplu, el îmi zicea, Marius, că sunt unele persoane care fac provocări pe coins de ăștia, pe... Nu știu. Eu, da, ori sunt persoane care mă susțin sau când văd că cineva îmi dă mai mult, eu așa spun de obicei, cine trimite 500 îi dau follow, cine trimite 1000 îi fac un duet la videoclip plus follow, bineînțeles, la 2000 ori îi sun pe FaceTime, ori intru live cu ei pe Instagram. Ok. Și foarte mulți oameni care și vor să dea banii, vor un duet sau pur și simplu vor să mai aibă la follow, să știe că vorbesc cu mine. Deci, da. Și eu sunt... ți-ai luat hate pe treaba asta? Sunt de acord cu tine. Nu. Nu ți-ai luat hate? Nu. E ok, sunt unii care dau. Ce mă, ce te crezi astea? Care e nivelul tău actual pe TikTok? Cât ai? Adică? Urmăritori. În secunda aceasta am 272.700K. Cât crești acum? Cum crești pe săptămână? Ai dat în lento? Adică greu? Da, puțin, da. Pentru că n-am pus, dai seama,
Nu mai apuc să postez așa de câte mult. Câte clipuri minim pe zi stochii ca să postezi? Ca să fie ok. Câte clipuri minim pe ca zi? Ca să fie ok. Pentru că eu sunt o nebună, mie îmi place, ok pentru mine înseamnă 5 în sus. Dar acum depinde cum apuc să postez. Se pot programa clipuri? Păi ți le salvezi în schițe și numai le postezi. A, deci se pot. Deci nu se postează singure, dar le poți lăsa gata editate. Pe YouTube le urci, pui tot și programești. Și tu nu trebuie să faci absolut nimic, apare clipul automat. Aia e fain. Păi așa o să întâmple și cu asta. Și eu când plec undeva, gen, urc clipurile, pun descriere, thumbnail, toate nebunile. Și după aia le programez și vine ziua cu tare, ora cu tare, bam. Ce fain. Bun, am plecat pe o... Bine, noi vorbim de o oră și 17 minute, oră și vreo 10 minute. Da, nici nu știi când a trecut timpul. Nici voi n-ați știut când a trecut timpul. Deci e momentul pentru încă o rândă de like-uri, boys. De încheiere așa, vreau să le dai niște sfaturi oamenilor. Sunt mulți copii care se uită la noi. Vor să apuci de TikTok, e timpul pierdut, e târziu să te apuci de TikTok? Nu. Niciodată nu-i prea târziu să te apuci de TikTok. De orice motiv ai avea, că îți place TikTok-ul, că vrei să ajungi faimos, că orice motiv ai avea, niciodată nu-i prea târziu. Și eu asta zic tot timpul. Odată ce postezi 100 de videoclipuri, ai mult mai mare șansa să ai unul viral decât dacă postezi unul și ăla n-ajunge viral. Deci postați cât mai mult, cât mai mult. Nu contează, eu am postat videoclip într-o săptămână să aibă 7000 de vizualizări, a doua săptămână să aibă 400.000. Lăsați să meargă cu timpul și ajung și vizualizările. Să nu ștergi dar... clipurile, asta zicea și Marius. Nu, niciodată, niciodată. Bun, dă-le sfaturi să apucă de TikTok oamenii acum. Ce fac? Care rețeta succesului? Cum crești repede? Toți vor treaba asta, hai mă! Asta e rețeta succesului, să postez cât mai mult. Bă, ținând și... cont că e o aplicație de... copii, majoritatea copiilor sunt pe... Nu mai, eu acum nu mai numesc neapărat aplicație. Nu, ținând cont că e o aplicație pe care, nu știu, oamenii fac chestii foarte dezinhibate, foarte ciudate. Eu am o chestie. Dacă tu ai reușit, știi? Și tu ai reușit cu mâncare, frate. Da. Da? Eu cred că oricine poate să reușească, știi? Orice. Aproape oricine, da. Aproape. Eu zic că oricine poate să reușească. De ce nu? Ghe. Ce ghe. Deci, da. Oricine poate să reușească. Băi. Păi eu n-am vrut, am un videoclip în care îmi spăl o tigaie. Și pe fundal, videoclip, melodia lui Jador. Și are triplu mai multe like-uri decât un videoclip cu Jador cântând melodia lui. O tigaie. Nu eu, o tigaie. Atât. O tigaie a reușit pe TikTok. Da, și am comentarii. Ce mai face tigaia? Ai terminat de spălat tigaia. A, deci încă legenda continuă. Legenda spune că Andreea Corb încă spală acea tigaie. Tot pe melodia lui Jador. Da. Și tu poți, de ce nu ți-ai făcut un trend? Am. Ia să vedem dacă te prinzi. Deci deci eu am început valul cu gătesc pentru TikToker faimoși. Nu. De ce nu ți-ai făcut un trend încă o dată? Cu tigaia. Aaa, cu tigaia. Da. Speli tigaia pe fiecare melodie nouă apărută de la Jador. Incredibil. Deci asta chiar e idee foarte faină. Păi vezi, pe fiecare melodie speli tigaia, știi? Și e trendul tău. Wow. Să știi că într-o zi, dacă o să fac asta, să nu vii după mine să spui că a fost ideea ta. Drepturi, vreau drepturi. Chiar e faină. Da, mă, speli pe fiecare melodie tigaia. Dar să nu schimbi tigaia, că dacă omul nu vede aceeași tigaie, te-ai dus. Tigaia numărul 1. Băi, nu mă așteptam să mă simt așa de bine în conversație cu tine. Ce mi-a plăcut? Bă, nu știu, aveam, că acum și la sfârșit, rămânem, după ce am acumulat toate informațiile, după ce ne-am zis tot, rămânem cu deznodământul, să zicem, na. Știi? Și mă așteptam așa, zic, bă, prima fată, hai că dacă o aduceam pe Priuța, nu știu dacă o știi, sau, mă rog, o să ce se gol pe YouTube, când ai timp să te uiți o dată, bă, mă gândeam, zic, bă, hai că cu Pri eu mai dansam când vedeam pe Omegle, oh,
dansam din cur, femeie, bărbat, adică nu aveam treabă. Ea se ruja, eu o agățam, adică era o combinație. Da. Ei, o agățam online, adică pentru noi. Da. Și zic, bă, dacă, hai că cu priuța o să fie ok, zic, da. Ea vine ca fată, mi-ai dat-o și pe aia, stai că mă duc să mă machez, zic, mă. Păi acum, na. Zic, ce zic eu? Mă gândeam, zic, hai că nu zic, dacă e, hai că nu pun nici întrebări, să vedem ce. Și când am intrat cu tine, erai, no, mă, mui bine. Și zic, hai, da, că e drăguță. Dar bine, dacă nu te lauzi tu, cine să te laude? Da, puțin narcisistă, eu tot timpul zic, puțin narcisist nu strică. Da, da, o părere bună despre tine, ce să mai. Cam asta e ideea. Boys, ăștia am fost noi, eu am fost Conacu, ea a fost Andreea Corbu. Mă ține pe Instagram, aici apar sub noi toate conturile oficiale ale lui. Cum să zicem, da, la femeie? Ale ei. Toate conturile oficiale ale ei, Andreea Corbu. Ale Andrei. A, am înțeles. Da, deci ați auzit, toate conturile oficiale ale Andrei. Nu mă mai întâr de cămărâșo. Toate conturile... Mă întâr de cămărâșo. Nu uitați să urmăriți pe Andreea pe toate conturile oficiale pe care le găsiți în descriere. Le-am customizat eu. Găsiți în descriere acolo tot ce trebuie. Urmăriți-o că e foarte faină și răspunde la mesaje. Bine, acum a zis și ea că are destul de multe mesaje, că e prinsă cu bacul. Ai luat bacul? Da. Cu cât? 10 istorie, 10 logică, 9,70 română. De-aia am făcut pauză pe TikTok. Păi media de drept a fost puțin micuță, puțin mare anul ăsta, așa că... Doamne, ce bine că te-am întrebat la sfârșit. Dar de ce? Mamă. Dar de ce? Ce avea dacă mă întrebai la început? Doamne, mi-ai dat universul peste cap. Știi cât am luat eu la bac, la mate? Cât? 1,34. Cât? 13,4. Am greșit virgula. 1,34, măi, nebunit. Bine, am făcut numai timpul. Am trecut până liceu ca gâsca până lac, mă. Na. Și asta e adevărat, deci depinde și de liceu. Nu, nu, n-am vrut să dau bagul, nici m-am dus de gura lui mama, dar n-am învățat nimic, absolut nimic. Am făcut matinfo, sunt pateu, sunt legumă. Matinfo, nu-mi place. Da, mi-a plăcut super mult discuția cu tine și cred că și oamenilor le-a plăcut. Și vreau să lăsați acolo, vreau să ne arătați în comentarii dacă v-a plăcut sau nu, să ne spuneți acolo. Și puta una de lichean cu subscribe dacă ești nou și follow pe Instagram, TikTok, tot ce trebuie, da? Tot. Tot, băi, vă pupăm și vă mulțumim că v-ați uitat la podcastul ăsta.